Salutare, numele meu este Cristian Vasilescu și astăzi am să vă prezint secția de poliție 69. Aceasta este intrarea principală în secția de poliție. După cum puteți observa, aici avem două intrări, una în stânga, una în dreapta. Aici avem sala de conferință. Aici avem o altă intrare din partea laterală. Aici avem micuța noastră cantină. Aici este biroul chisturilor general. În această cameră avem vestiarul. Aici avem camera departamentului DICOT. De aici putem achiziționa armele din dotare, cât și armurile. Aici avem poligonul. Aici avem parcarea subterană unde de obicei se efectuează regrupările. Aici este camera unde aduce de fiecare dată un infractor care este neidentificat. Aveți posibilitatea să-i verificați cazierul, cât și identitatea. Această ușă trebuie să fie în permanență, nu încuiată.
Aici avem una dintre camerele de interogatoriu. Aici avem depozitul de obiecte ilegale confiscate. Această ușă duce în parcarea din spatea secției de poliție, unde totodată infractorii sunt aduși. Bineînțeles, și această ușă trebuie să rămână în permanență închisă. Aici avem acces la o varietate largă de autospeciale din cadrul departamentului de poliție. Aici se încheie și micul nostru tur. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată la acest ghid.